Salut, sunt Călin Iepure și te afli la Are Sens. Astăzi mi-am propus să vorbim despre persuasiune. Mai exact, ce faci atunci când te afli față în față cu clientul tău? Ce faci atunci când te afli față în față cu interlocutorul tău și cum poți să fii mai convingător? Vreau să-ți prezint astăzi un model, modelul Delta de persoasiune. Este un model pe care l-am învățat de la unul din mentorii mei, l-am învățat de la Andy Secchi. Este un model pe care o să ți-l prezint pe scurt, un model pe care și tu poți să-l aplici în business-ul tău. Un model pe care poți să-l aplici de fiecare dată atunci când vine vorba de arta convingerii, atunci când vine vorba de a-i convinge pe ceilalți să facă ceva sau de a-i ajuta pe ceilalți să ajungă la propriile lor concluzii care coincid sau se suprapun cu ale tale. Bineînțeles, cu beneficii mutuale pe termen lung. Modelul se numește modelul Delta de persuasiune. Și țin minte că am văzut o folosire greșită a acestui model în momentul în care mă aflam într-un magazin de pantofi. M-am dus într-un magazin de pantofi aici în Timișoara cu gândul de a-mi cumpăra o pereche de pantofi. Urma să particip la o conferință și am zis mi-ar sta bine cu o pereche de pantofi noi. Cum am intrat în magazin, plimbându-mă printre rafturi, la un moment dat intră un domn bine făcut. Intră, se duce spre caserie, la caserie, bineînțeles, era o mulțime de oameni care stăteau la coadă, fără să bage pe acei oameni în seamă, bate cu pumnul în masă și spune: Doamnă, nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva, ieri mi-am cumpărat acești pantofi și uite, mi s-a rupt talpa, Doamnă, trebuie să facem ceva. În acel moment, doamna, uitându-se la al nostru om foarte calm, s-a uitat la el și l-a întrebat: domnule, dar bonul aveți? În acel moment, domnul i-a sărit și mai mult muștar. Cum adică, doamnă? Dumneavoastră, nici nu vă uitați la pantofi și deja îmi cereți buletinul, îmi cereți bonul, îmi cereți, mai că nu îmi cereți numărul de telefon. Nu se poate așa ceva. Vreau să vorbesc cu șeful. Situații de acest gen probabil întâlnești în fiecare zi. Situații de acest gen probabil ai văzut și tu la magazinele de la care cumperi sau la unele magazine mari. Astăzi vreau să spun cum se pot evita aceste lucruri, mai ales atunci când te afli în postura vânzătorului, mai ales când te afli în postura celui care oferă serviciul. Modelul Delta de persoasiune este un triunghi. Este format dintr-un triunghi. Și acest triunghi are trei colțuri, ca orice triunghi de altfel. În primul colț al triunghiului se află partea de atenție, mai exact acuitatea. Primul lucru pe care merită să-l faci atunci când vine vorba de clientul tău, e necesar să fii atent la el. Primul lucru, fii atent la el. Fii atent la felul în care vorbește, fii atent la semnalele verbale pe care ți le dă, fii atent la semnalele non-verbale pe care ți le dă, fii atent la mișcarea globilor oculari. Pentru că acestea sunt semne pe care el ți le dă. În momentul în care un client este supărat, cu siguranță va fi mult mai agitat. În momentul în care un client nu se simte confortabil, cu siguranță o să se miște mai repede. Și atunci, fiind atent la semnalele verbale și non-verbale ale clientului tău, vei putea trece după aceea la cel de-al doilea colț al triunghiului și anume la partea de armonizare. În momentul în care clientul vine cu o anumită energie către tine, în momentul în care clientul tău folosește anumite gesturi, în acel moment tu trebuie să te armonizezi cu el. Și ce înseamnă armonizare? Și o să-ți dau un exemplu foarte, foarte simplu. Eram la București, la un moment dat, la o prezentare către agenții imobiliare. Și la acea prezentare, întâmplarea face să fie prezent un prieten pe care l-am cunoscut la un moment dat într-un bootcamp. Prietenul meu, Iulian, venise și el la acea întâlnire și, bineînțeles, înainte de prezentarea pe care urma să o susțin, am schimbat câteva vorbe cu el. Și ce am făcut? Ne-am așezat amândoi, ca două țațe, dacă vrei, ne-am așezat amândoi pe holul hotelului să discutăm. Imaginează-ți că Iulian stă acolo, stăteam undeva în fața mea, iar eu stăteam
cumva cu spatele spre peretele de la hol. Și stând așa, imaginează-ți, Iulian stătea aici, eu stăteam aici și amândoi aveam pereții holului în spate. Și discutând, am fost atent la semnalele non-verbale, paraverbale, la gesturile pe care le face, la cuvintele pe care le folosește Iulian și am început și eu să folosesc același tip de cuvinte, același limbaj. Iulian vorbea mai rar, am început și eu să vorbesc mai rar după ce am observat lucrurile astea. Deci am fost atent la felul în care comunica și am început să comunic și eu undeva la fel, cam pe aceeași tonalitate, pe aceeași ritm ca și el. M-am armonizat prin voce, m-am armonizat prin ritm, m-am armonizat prin cuvinte, folosind aceleași cuvinte, m-am armonizat pe interesul lui, am observat care e interesul lui și în momentul în care am făcut aceste lucruri, încet, încet, pentru a verifica dacă sunt perfect armonizat cu Iulian, am ridicat piciorul și l-am rezemat de perete. Ei, ghiți ce s-a întâmplat în acel moment? În acel moment și Iulian a ridicat piciorul și l-a rezemat de perete. Acesta era semnul că deja m-am armonizat cu Iulian și că din acest moment am preluat controlul. Ce a urmat să fac după aceasta? Am lăsat încet piciorul jos de pe perete, m-am sprijinit în ambele picioare și Iulian a făcut la fel. Și încet, încet, ce am făcut, m-am rotit pe hol și eu eram acum cu spatele spre lift, că Iulian era cu spatele spre peretele de la lift și Iulian era în locul meu. Toate astea desfășurându-se undeva pe parcursul a 5-6 minute în care am avut o discuție interesantă despre imobiliare. De ce spun toate astea? Pentru că în acest exemplu, un exemplu cu Iulian, ce am făcut, am fost atent la ritmul vocii, am fost atent la interesul lui Iulian, am fost atent la felul în care gesticulează Iulian și am încercat cumva să-l mimetizez. Nu să-l mai muțăresc, ci să-l mimetizez. Am încercat să mă folosesc de aceleași tipuri de gesturi. Am încercat să folosesc aceeași timbru vocal, dacă s-a putut. Am încercat să mă folosesc de aceleași cuvinte pe care le folosea Iulian, tocmai pentru ca în a doua etapă să mă armonizez cu el. Deci, prima etapă a fost să fiu atent la Iulian, și totodată, a doua etapă a fost să mă armonizez. În NLP există un concept care se numește pacing and leading. Iar partea de armonizare tocmai asta face. Mă comport ca și el, iar în momentul în care consider că deja ne-am armonizat, încep eu să-l ghidez înspre ceea ce îmi doresc să îi propun. Dacă vrei, e un fel de parteneriat care se stabilește între cei doi. Cel de-al treilea element al modelului Delta, spuneam că primul element este atenția sau mai exact acuitatea, să fii atent la semnalele verbale, non-verbale ale interlocutorului tău, la interesul lui. După aceea e partea de armonizare când și tu te comporți ca și el și vorbești pe limba lui. Iar cel de-al treilea element este cel din vârful triunghiului, se numește argumentarea. Andy este unul dintre oamenii care a reușit să, pe lângă faptul că este un expert în programare neurolingvistică, a reușit să lucreze în jurnalism și și-a dezvoltat atunci abilitatea de a comunica cu oamenii și abilitatea de a argumenta. Argumentarea, dacă vreți, este una dintre armele importante ale liderilor. În momentul în care ești pus în fața unui client și știi cum să argumentezi, asta te poate ajuta ca business-ul tău să crească. E, de ce e nevoie să argumentăm? Și până la urmă, ce reprezintă argumentarea? Argumentarea reprezintă răspunsul la întrebările pe care și le adresează în primul rând clientul tău, dar totodată sunt răspunsurile la întrebările pe care ți le adresează clientul tău. Și atunci e important să știi cum să argumentezi. Ei, în jurnalism există 6 întrebări la care orice articol de jurnalism răspunde. Și aceste 6 întrebări sunt cine, de ce, cum, ce, unde și când. Sunt 6 întrebări la care
așa cum spuneam mai devreme, orice articol jurnalistic răspunde. Sunt întrebările pe care în mod normal și le adresează clientul tău. Și atunci, în momentul în care tu îi argumentezi, ar fi util să îi răspunzi la aceste 6 întrebări. Să spunem că interesul tău este să cumperi un apartament. Cum ar suna o argumentare care să folosească acest model? Cel cu care vorbești ar trebui să înțeleagă foarte bine răspunsul la întrebarea cine. Adică cine ești tu să te ascult eu? Deci în cazul discuției mele cu Iulian, Iulian era expert în imobiliare. În cazul discuției cu Iulian, eu eram poziționat ca și trainer. De ce m-ar fi ascultat Iulian? Era pentru că eu aveam expertiza pe tema care urma să o discutăm. Deci cine? Cine ești tu să te ascult eu? Cea de-a doua întrebare care urmează să o folosești pentru a argumenta este de ce? De ce te-aș asculta tocmai pe tine? Și aici, la întrebarea de ce, ar merita să găsim care sunt acele motivații ale celuilalt. Iulian venise la acel seminar tocmai pentru că își dorea să afle mai multe despre subiectul zilei. Subiectul zilei era arta convingerii, persoasiune. Și atunci, în momentul în care i-am argumentat folosindu-mă de răspunsul la întrebarea de ce, folosindu-mă de elemente din persoasiune, el a fost mult mai primitor în a mă asculta. Următoarea întrebare este cum? Cum mă poate ajuta pe mine ceea ce tu urmează să-mi prezinți? Sau cum mă poate ajuta pe mine produsul pe care tu vrei să mi-l propui? Și în momentul în care îi propunem celuilalt un produs, ar fi util să-i spunem pe pași. Produsul, nu știu dacă ai văzut vreodată reclama la șampon. La șampon există o reclamă în care se spune pasul 1, iei flaconul de șampon, pasul 2, pui șamponul în mână, pasul 3, te dai cu șampon, pasul 4, limpezești. Poate e prea banal, dar de multe ori clientul nostru are nevoie să-i explicăm foarte amănunțit cum poate să funcționeze propunerea noastră, produsul nostru, ceea ce noi oferim, cum funcționează pentru el. Următoarea întrebare este întrebarea ce. E întrebarea care răspunde de multe ori la caracteristici. Care sunt caracteristicile tehnice ale produsului? Mai exact, tu ce mi oferi mie? Aceasta este răspunsul la ce. Mai exact, ce va conține cursul de persoasiune la care tocmai am venit? Păi va conține modelul Delta de persoasiune, va conține modelul jurnalistic, va conține și acolo se dau conceptele care poate sunt cele mai abstracte. Marea greșeală pe care o întâlnesc de multe ori atunci când vine vorba de argumentare este faptul că de regulă cei care sunt vânzători îți dau de la început caracteristicile, adică încep să-ți răspundă la întrebarea ce conține acel produs sau ce are acel produs înainte de a detecta care sunt nevoile tale și de ce, care ar fi motivațiile pentru care tu ai achiziționa acel produs. Iar ultimele două întrebări creează contextul și anume unde și când. Unde și când aș putea eu să folosesc acel produs pe care tu tocmai mi l-ai oferit. Dacă luăm toate aceste întrebări și observă ordinea, cine ești tu să te ascult, de ce aș folosi acest produs, cum funcționează el pentru mine, ce reprezintă el mai exact, unde și când pot să folosesc, răspunzând în această ordine, îi răspundem într-o ordine firească, într-o ordine normală pentru creierul celuilalt și avem șanse mult mai mari să fim convingători. Deci, modelul Delta de persoasiune este un model care solicită atenția ta, fii atent la semnalele verbale, non-verbale, paraverbale ale clientului tău, armonizează-te cu el, iar la final, după ce ai descoperit motivațiile lui, te-ai armonizat cu el și când e momentul să-i faci propunerea, în acel moment argumentează-i într-un mod magistral. Are sens? Dacă ți-a plăcut acest model, ce te invit este să dai jos
să descarci PDF-ul atașat, pentru că acolo vei găsi și mai multe detalii despre acest model de persoasiune și totodată vei putea chiar tu să-ți faci o strategie prin care tu vei putea să te armonizezi, să fii mult mai atent și să argumentezi mult mai bine în momentul în care te întâlnești cu următorul tău client sau furnizor. Dacă e să ne întoarcem la întâmplarea de la început, întâmplarea cu, nu știu dacă mai ții minte, întâmplarea cu mi s-a rupt talpa, haideți să spun cum aș fi procedat dacă aș fi fost în locul vânzătoare. În momentul în care a intrat omul cu pantofii rupți, a intrat în magazin și a început să exclame: Doamnă, nu se poate așa ceva, mi s-a rupt talpa, pantofii ăștia am cumpărat ieri, vă rog frumos să mi schimbați, primul lucru pe care l-aș fi făcut, aș fi intrat pe energia lui. Și aș fi spus ceva de genul: Domnule, nu se poate, cum adică să se rupă talpa, pantof noi, firar? Și aș fi intrat pe energia lui. Totodată aș fi intrat pe interesul lui. Interesul omului era să găsească o soluție. Domnule, nu se poate așa ceva, haideți să găsim o soluție împreună. Ce vă invit este să așteptați un minut până îl servesc pe domnul care este acum la casă și cu siguranță vom găsi o soluție pentru dumneavoastră. Și în acel moment omul, observați, în momentul în care am început discuția cu el, am fost pe o energie sus și încet, încet l-am dus către o energie mai joasă. O energie care să-mi permită să am cu el o discuție omenească. Iar după aceea, eventual, aș fi dus într-o altă cameră, aș fi văzut mai exact despre ce e vorba și aș fi argumentat folosindu-mă de cele 6 întrebări, de răspunsurile la cele 6 întrebări, aș fi argumentat și aș fi făcut o propunere amicală. Asta i-ar fi ferit pe toți ceilalți oameni din magazin să asiste la o întâmplare nu prea fericită. Poate unii dintre ei n-au mai cumpărat văzând acel comportament al vânzătoarei, iar văzând profesionalismul, dacă ar fi procedat prin modalitatea pe care tocmai ți-am arătat-o, văzând acest profesionalism, cu siguranță ar fi vrut să vină și pe viitor să lucreze și să colaboreze și să cumpere de la acel magazin. Are sens?